liniștită, împăcată, da, și cumva te lași în mâna, da, Domnului? Se pare că stresul și asta afectează mult mai mult. Și atunci am avut norocul să am lângă mine și oameni care m-au și încurajat, și preotul meu duhovnic și mulți alți preoți pe care eu îi cunosc, mi-au zis că asta nu depinde nici măcar de doctori. Și într-un final am găsit un doctor foarte bun, domnul doctor Zguri, care mi-a zis, nici eu nu pot să spun așa ceva, pentru că eu nu pot să spun lucrul ăsta. Cine ți-a zis ție, a făcut-o așa, poate într-un moment de, nu știu, de oboseală sau probabil... Dar știi că, oricât am crede noi și câtă încredere am avea în medicină și în doctori, sunt doctori care recunosc că se întâmplă și minuni. Cupluri care au încercat să aibă un copil 5, 10 ani, 7 ani, n-au reușit prin nicio metodă medicală. Exact. Au reușit, în schimb, să rămână... A reușit femeia să rămână însărcinată după ce i-a adus cineva, de exemplu, brâu Maicii Domnului de la Muntele Athos. Am fost. Chiar am vorbit zilele astea și ai dreptate ce spun, cu o bună prietenă. Și nu sunt povești, sunt cazuri. Nu sunt, da. Și mi-a zis, eu te înțeleg perfect, pentru că eu 7 ani am rămas însărcinată și m-am dus cu soțul la Muntele Athos. Eu am rămas acolo, soțul a stat puțin timp acolo la Muntele Athos și când a venit am făcut 3 copii, unul după altul. Și am zis, chiar am zis, cum, și n-ai făcut 7 ani, copil? Da, 7 ani. Bine, la mine nu s-a întâmplat, că sunt câteva luni de când încercăm. Corect. Da, dar după toate investigațiile și după liniștea asta care ți-o dă un doctor, îți dă o liniște și eu i-am spus, domn doctor, eu fac copii și cu capul, pentru că trebuie să am o anumită stare. Bineînțeles că am plecat într-o vacanță, acum de curând am venit într-o vacanță, și mi-am dat seama că de fapt asta aveam nevoie, de o vacanță, nu de părerea doctorilor, că fiecare îmi găsea o anumită problemă. Și ca să, într-un final, nu am nicio problemă. Deci ca să, după toate investigațiile, că se fac investigații. Nu l-ai trimis pe soțul tău la Muntele Athos? A fost și el la Muntele Athos, dar n-a fost, a fost o întâmplare. Pentru că părintele duhovnic n-avea cu cine să meargă și i-a zis, poți să mergi? Era cu 2 zile înainte de a pleca în Dubai. Și am zis, părinte, noi plecăm în Dubai, să meargă și cu mine, că avea nevoie de o companie și s-a dus și la Muntele Athos. N-am auzit cuplul care să spună că după 10 ani, după ce n-am reușit să avem copii, am fost în Dubai și am rămas însărcinată. Dar la Muntele Athos, da. Dar cu Muntele Athos am auzit multe. Da, și eu am auzit foarte multe. Povești în jurul meu. Care e cea mai mare frică ta, în afară de asta, de a nu putea să fii mamă, Doamne ferește? Nu mi-e frică. Dar cred că a fost singurul lucru în viața asta care m-a dezechilibrat. Singurul lucru. Nu mi-a fost niciodată frică, toate că am trecut și prin momente destul de... Adică la un pas îmi pierd viața. Am avut un accident destul de urât. Când? Trebuie să stau pe la 20 de ani, a trebuit să stau în comă și m-am trezit și... O comă indusă, bănuiesc. Da, ceva de nu am știut 2 zile. De mine, nu știu, dar ceva îmi revenea, nu știu, nu mi-am mai aduc aminte decât anumite faze, cu toate că eram cu fratele meu în mașină și el îmi spunea că vorbeam, că spuneam ce mă doare, eu nu mi-aduc aminte absolut nimic. Mă rog, nu mi-a fost niciodată frică. Eu sunt foarte puternică, orice mi-a... Nici când ai avut probleme cu vocea? Nu, asta a fost că am plâns foarte mult. Am plâns atunci cu doctorul, am plâns când mi-a spus 24... Deci tu când ai fost la ginecolog și ginecologul ți-a zis, probabil prinzându-l într-un moment, într-o pasă proastă după... O zi întreagă de consultații și a zis, hai mă, pleacă femeia de aici. Eu am plâns 24 de ore non-stop și din păcate era de o martie. El, soțul meu, venea să mă ieșim în oraș și am zis, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau, și am plâns. Deci am plâns de dimineața până a doua zi non-stop și bineînțeles plângând. Adică, dacă e o metaforă, tu chiar ai plâns fizic 24 de ore de lacrimi, înseamnă foarte mult, Claudia. Am plâns, dar n-am dormit, am plâns, am suferit enorm, că nu mi se părea... normal, adică mă știu foarte sănătoasă și dintr-o dată, eu nu vorbesc că am fost la o doctoră și am fost la o doctoră pe care o cunoșteam foarte bine și am dus foarte multe prietene la ea, înțelegeți? Foarte multe prietene. Și atunci eu, celelalte prietene au rămas însărcinate, unele nu, aveam încredere așa și o mulțumire, satisfacție că am putut face ceva. Și acea doctoră mi-a zis mie... Adică tu ai experimentat pe propria persoană expresia asta, să plângi până nu mai ai lacrimi, 24 de ore... Până am rămas, nu mai puteam nici să vorbesc, adică atât de...
Am plâns, da. Am plâns pentru că puteam să am orice, cred că orice chestie mi-aș fi imediat, aș fi pus-o în minte, aș fi și cu sănătatea, orice. Am eu o prietenă foarte bună și dacă nu ai cancer, orice se rezolvă. Cred că orice aș fi trecut peste orice mai ușor decât peste momentul ăsta care m-a afectat extraordinar de... Subiectul legat de copil. Da. Pentru că iubesc copii, am botezat foarte mulți copii, am foarte mulți nepoți, fiind și așa mai departe. Și tocmai mă tu... știam foarte sănătoasă, eram extraordinar de fericită nu, că nu fumez, m-am căsătorit. Nu... Da. Ai excese. Și am primit o veste așa... Nu într-un moment în care, poate dacă înainte sau după mult, după nuntă, era exact după nuntă. Când era așa o fericire așezată în sufletul meu. Totul era roz. Roz, așa, și eram, m-am simțit bine, toată lumea s-a simțit bine la nunta mea, noi, toată lumea a fost extraordinară. Adică așteptam o altă bucurie. Dar cum e viața asta când te simți, nu în extaz, dar... Te simți împlinit, fericit, simți că nu-ți lipsește absolut nimic. Asta când ești pe culmi, exact vine acolo, o veste de asta care... Exact acolo, eram eu undeva unde râdeam mereu. Eram... Simțeam că nici vântul nu te poate atinge. Nu știu dacă nici vântul, și... dar simțeam așa că sunt acolo unde mi-am dorit. Cu un om pe care îl iubesc, care mă iubește, care mă înțeleg bine cu el, care avem o viață frumoasă. Și nu mă aștepta la un, mă rog, la o discuție de genul ăsta. Da, uite că a trecut. Ești din nou puternică. Acum sunt foarte puternică. Pentru că, de mă fapt, repet... am întărit toată povestea asta. Da, probabil ar trebui să trec și prin asta. Am întâlnit un doctor foarte bun, care a vorbit foarte mult cu mine. Un om foarte deschis, un om foarte om. Nu doctor. Și așteptăm rezultatele vacanței de la Dubai și vizita soțului tău în Muntele Athos. Da, și eu zic, acum am liniștea... Nu, că în decembrie nu nevoie. Te deranjăm, dar în ianuarie, februarie, poate ne dai o veste. Să dea Dumnezeu să fie o veste bună. Mulțumim mult de tot, Claudia Ghițulescu, în seara mărturisirilor. Am vorbit despre niște subiecte destul de delicate. O să și cântăm. Da, am acum o piesă frumoasă. După pauză.